Ciprian, ascultam prezentarea ta și îmi dădeam seama că exemplele pe care ni le-ai oferit, și anume, nu știu, obiecte prea voluminoase de mobilier pentru care oamenii optează în general, îmi trezește și mie altfel de exemple similare, pentru că cunosc foarte mulți oameni care au trăit mult și bine la bloc și n-au avut nicio problemă să stea cu copii, cu bunici, cu animale de companie și așa mai departe, în două sau trei camere, și au reușit la un moment dat să-și facă o casă pe pământ și atunci s-au dus mult, dacă mă înțelegi. Adică au construit case prea mari pentru nevoile lor, care, desigur, presupun cheltuieli foarte mari acum de încălzire, de curățenie, de organizare și așa mai departe. Și eram curioasă, să zicem, o familie compusă din doi părinți cu doi copii, că na, e un exemplu destul de întâlnit, de câți metri pătrați crezi că are nevoie ca să fie bine? Tot vorbeam de fericirea mai într-un pătrat. Nu este de câți metri pătrați, ci cât de smart a fost construit. E un perete cu trei funcțiuni sau e cu unul singur? Noi tindem să facem... Întrebarea cea mai potrivită ar fi, am făcut spațiul ăla sau casa aia mare pentru noi? Sau am făcut-o pentru a ne valida în societate? Am dus acolo și avem multe spații de stocare, da? Că noi tindem să construim autostrăzi în case în loc de poteci. E foarte important să răspundem pentru ce am făcut-o. Și când avem, de exemplu, această familie cu doi părinți, cu doi copii, care este suprafața, cred că poți foarte bine, nu știu, un 80-90 de metri pătrați, dar la care să-i dai funcțiuni de 140. Ceea ce înseamnă că faci smart building, unitățile de depozitare, perete cu stocare vizual și zonă de lucru în camera copilului. Deci sunt patul care de desubtare, stocare, de depozitare, se întoarce. Nu mai este vorba de un spațiu generos și mare, deci e un spațiu potrivit și bine planificat și construit. Noi, eu recunosc că trebuie să-ți spun din casă, noi suntem rulotiști. Și plecăm în vacanțe, dar de mult, nu de acum, de când cu pandemia, plecăm în vacanțe cu rulota, am petrecut și, nu știu, două luni aproape, departe, și rulota are 14 metri pătrați, asta e într-un caz fericit, cum e rulota noastră. Și în 14 metri pătrați ai dormitor, sufragerie, bucătărie, o mică baie, practic le poți face pe toate, dar exact cum spuneai și tu, și lumea mă întreabă, dar cum ți-ai putut lua bagaje în rulotă? Deci sunt atât de multe spații de depozitare, încât eu mi-au toate hainele de care am nevoie. Oricum, acasă cred că avem mai multe obiecte decât real folosim. Adică în momentul în care mă concentrez pe bagajul esențial, în rulotă iau doar lucrurile pe care efectiv le folosesc. Trăiești esențial în rulotă, ești cu tine și te folosești de ceea ce ai nevoie. Noi știi ce facem acasă? Iar intră mintea. Mintea îți tot dă peste cap planuri, că ea vine să-ți spună care este esențialul, care e lista ta principală, de ce ai cu adevărat nevoie. Acolo facem și cu sustenabilitatea acum. Care e lista ta de nevoi? Ce faci cu ele? Unde le stochezi? Crezi că ținându-le într-un dulap îți oferă un confort? Nu. Și uite, te-ai zis un lucru foarte bun. O rulotă de 14 metri are funcții de aproape 50. Da, corect. Și te face să utilizezi camere, da. Tot timpul vei fi într-un metru pătrat. De asta îți spun că dacă noi ne întoarcem la a vizualiza, eu de-aia am și inventat acest joc. El e foarte complex, dar are multe de oferit. Noi ne întoarcem întotdeauna ergonomic, suntem aceiași. Mintea are sute de metri în cap. Știi, a te întoarce la nevoia, conștientiza nevoia de care ai nevoie și a-ți face spațiu să-ți corespundă atât nevoilor, cât și emoționalului. Eu mă bucur foarte tare că te-am descoperit și recunosc că sunt la rândul meu pasionată de design interior. Bine, la mine a rămas la nivelul de hobby. Am încercat la un moment dat și niște cursuri specializate, dar n-am mers prea departe că, mă rog, meseria mi-e alta. Dar prin pasiunea asta pe care am dezvoltat-o și prin faptul că ne-am mutat și noi, cum spuneam, de la apartament la casă și la casă niciodată nu se termină organizarea și șantierul și modernizarea. De câțiva ani tot am contact cu fel de fel și de arhitecți, proiectanți și acum urmăresc pe Instagram, de exemplu, o grămadă de pagini care propun soluții inedite de amenajare interioară, integrând soluții foarte smart, cum spuneai tu, obiecte cu funcționalitate dublă, triplă, poate, multiple, și așa mai departe, fel de fel de pereți care se duc înainte și înapoi, adică niște chestii nebunii la care poate nici nu te gândești dacă nu te informezi în domeniu. Și am constatat cu stupoare, am aflat, de fapt, din hashtag-urile respective, că propunerile alea de proiectare wow, din care și eu mi-am luat notițe și mi-am salvat și așa mai departe, sunt propuse de inteligență artificială. Și mă gândeam dacă poate AI, în timp, în scurt timp, poate, să înlocuiască arhitecții, creezi, proiectanții și așa mai departe? O să poată. Eu mi-am tot schimbat meseriile și ți-am zis că am studiat designul interior și pe emoțional. Eu mă duc mai departe în a educa, în a-i face pe oameni, în a aduce, de fapt, informație, că nu-mi place să zic educ.
aduc o informație și le arăt cum a fost și astăzi, cum putem să învățăm să folosim culoarea, să ne facem bine, să devenim. AI-ul va prelua foarte mult din asta și știu ce va prelua AI-ul? Repetitivitățile. Ai văzut, sunt 20 de profesioniști care fac aceleași lucruri. AI-ul va mapa comportamentele similare. Mai greu mă va mapa pe mine. Pentru că eu astăzi fac un lemn, mâine fac o piatră, astăzi pun o culoare, după aceea o sucesc. Mie îmi place să creez emoție. AI-ul nu cred că va fi în stare să mă apeze momentan emoția. Și proiectele clădite pe aceste rețete proprii. AI-ul va prelua rețetele care sunt liniare, trasabilitățile care sunt, comportamentele care se tot repetă. Practic, AI-ul duce statistica la următorul nivel, mi se deci pare. Deci formează un matrix. Exact cum spui tu, da, face matricea din toate exemplele pe care le poate culege din jur. Vorbind cu colegul meu după prezentare, da, ne-am dat seama că dincolo de informațiile de design interior, de arhitect, proiectant și așa mai departe, mai degrabă seminarul tău este de dezvoltare personală. Păi tot e dezvoltare personală, eu de asta zic. Noi tot ce facem din spații. Eu de asta am și ajuns în ultimii ani, fac asta de aproape 14 ani cu Zero Waste, cu sustenabilitate, cu construcții verzi, cu design interior și m-am dus și mai departe, da, ca să aduc, să share-uiesc informația, să învățăm cu tot să ne facem bine. Noi suntem într-o dezvoltare personală continuă, de când ne naștem și până ne ducem în praf de stele. Și e foarte frumos să fim curioși și să share-uim și să facem cât mai multe. Diversitatea ne va menține empatia mai departe. Dacă ajungem să facem aceleași lucruri, eu nu văd cu ochi buni. Sper că AI-ul să poată să ne genereze, nu știu, terapii, să stea, că va avea, are și foarte multe puncte bune. O să vorbim, sunt și programe de digital well-being pe care le facem în capsule. Dar să vedem, ne facem mapări, haideți să vedem ce am putea, în ce ne vom transforma. Suntem supuși la foarte multe fenomene acum. Avem distracții și pătrunderi de informații din toate punctele posibile. Suntem ca o bilă, da? Cum filtrăm? Cum generăm? Am făcut spațiu către tine. Nu am nevoie de părerea publicului să mă valideze. Mă validezi tu. Asta vine din relația, că de fapt spațiu poate să vorbească despre tine. Este un spațiu care ți aparține? L-ai făcut pentru tine? Sau este un spațiu că vin oameni să te valideze în spațiul tău? Spuneai și în prezentarea ta de puterea culorilor, pe care culorile practic o pot aduce în căminele noastre, în mod diferit. Sentimente pe care ni le induc și așa mai departe. Poți să-mi dai câteva exemple? Ce reprezintă principalele culori? Hai să vorbim de culori. În natură e plin de culori care se modifică comportamentul. Reprezintă un sezon. Îți reamintesc de mai multă lumină, mai puțină lumină. Noi am ajuns să stingem culorile. De fapt, noi suntem o extensie a naturii. Dacă ne-am folosit de ele, am învățat. Warning-ul în natură este roșu sau poate galben. Galben în bucătărie este o culoare tonică care îți ridică apetitul. Noi ce facem? Dacă nu vrei culori, e ok, dar să faci asumat că nu vrei culori. Nouă ne e teamă de culori pentru că poate nimeni nu ne-a învățat, poate în școli, poate. Eu mă uit la culori, sunt viață. Ele sunt o informație de care noi nu putem trăi. Noi putem distinge. Ai văzut, companiile mari au nevoie de un logo cu o anumită culoare și o formă ca să fie distinși. Imaginează-ți că purtăm toți un același logo, dar vorbim diferit. Ca să fim cât mai prudenți, atunci când ne amenajăm casele, mergem foarte mult pe alb la momentul actual și dacă mă gândesc la, nu știu, acum 10-20 de ani, foarte mult maro. Vengheu. Vengheu. Da. Mă bucur că s-a renunțat. Și eu, și eu. Pentru că pe verticală, în natură, venghe este doar pe copaci un pic și este rotund. În natură nu este maro exagerat. Noi îl punem și este o culoare care poate duce și la depresie. În cantități foarte mari. Mă bucur că s-a trecut de această fază cu vengheu. Albul este și nu este. Poate dacă sunt spații întunecate și ai puțină lumină naturală, poți aduce alb. Dacă tot îți faci alb, pune artă, pune un tablou, pune o fotografie, pune un vas colorat. Aduți emoție, pentru că în subconștientul nostru reacționează la mediul înconjurător. La accentele acestea... La accente, tușe mici, uh-huh. Un vas, un tablou, un ceva, da? Flori, pentru că îți faci bine și atunci în subconștient se întâmplă anumite lucruri din starea de bine. Noi învățăm de când venim și putem zice până plecăm, învățăm să ne facem bine. Cum? Este la ce acordăm atenție și la ce acordăm, sunt acolo sau nu sunt acolo. Eu aș face și cu băncile un credit, să dea credit pentru a-ți face decorațiuni interioare. Sunt oameni care
sunt mult mai creativi și mai productivi într-un haos total, iar ei în haosul lor găsesc ordine, exact. Adică n-au nicio problemă. Cred că te poți duce între 15 și 20 de mii de euro, să zicem la un nivel bun. Avem și o rubrică de educație financiară. Poate sună pompos, dar de fapt vorbim despre cum putem să cheltuim mai inteligent banii, chiar dacă sunt, nu știu, 5-10 lei, adică inclusiv bugete mici. Acum este inevitabil să te întreb și pe tine, ca să ai o casă, cum spuneam, cu multiple funcționalități, dar și în ton cu moda, cam cât crezi că ar fi bugetul pe metru pătrat? Hai să vorbim de un apartament de 60 de metri pătrați, să spunem că l-ai avea alb și l-ai primit de la un dezvoltator și ai avea doar parchetul și... Cred că te poți duce între 15 și 20 de mii de euro, să zicem la un nivel bun. Ca să-l mobilezi, ca utilezi, să-l mobilezi, să-l utilezi și da. Să-l faci, pentru că ai în diferite sectoare. Ce poți să faci este să te uiți la produsul care e durabil. Da? În primul rând te duci și te ocupi de camerele fixe, pat. Da? Ce înseamnă ergonomic ca să poți să locuiești acolo? Bucătărie, baie și dormitor. După care intri în zone de utilat. Cât am destocat? Ce înseamnă garderoba mea? Dar cam acolo, să zicem, un metru pătrat s-ar duce undeva, nu știu, poate în jur la 200 de euro. Și aici poate să fie plus minus, că depinde cât dai. Dar e mai bine, eu aș face și cu băncile un credit, să dea credit pentru a-ți face decorațiuni interioare. Pentru că schimbi starea de bine și dai omului nu posibilitatea să cumpere doar casa. Să-și o și termine, să locuiască în ea. Un om sănătos o să poată să-și plătească taxe, stări, rate, da? Unul nesănătos, ce faci cu el? Că n-ai de unde să știi pe ce direcție o ia. Îmi amintesc că părinții...